Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Existență tragică. Că aveam acolo camera și dimineața vine tata și îmi spune s-a întâmplat rău lui Tonel. Ceva rău, zic. A fost din nou arestat? Nu, zic, ce s-a prăpădit. Asta s-a întâmplat pe 10, pe 13 ar fi împlinit 33 de ani. Are aici o poezie, este 13 din luna februarie, domnule Vladimir Străinu, nașterea mea. Când m-a salutat luna roșie cu merubinul și de atunci am rămas ca vântul, prin păduri despuiate, numai glas. Mult vorbăreț, strig, scriu, oricum. Deopotrivă, femeia cu pisică în șală, durata noastră este o îndoială, căci noi suntem cenușă puțină și mult fum. L-am cunoscut în casa lui Vladimir Străinu, acum 70 de ani, cred că prin 1943, în sufrageria casei apartamentului de pe Bulevardul Pache, unde locuia Vladimir Străinu, se țineau ședințele de redacție ale revistei Calende. Și acolo veneau colaboratorii. Constant Onegaru, Pavel Chihaia. Când a venit prima dată, am avut și o tresărire, pentru că erau doi bărbați foarte înalți, Pavel Chihaia și Constant Onegaru, și doi scunzi, așa, și mititei, Mihai Crama și Mircea Popovici de la Iași.
Acolo se citeau poeziile, Vladimir Străinu le accepta sau nu le accepta pentru numărul următor din revistă. N-aș putea să spun cum a fost acest, că este un mister aproape fermecător al acestei grupări de tineri poeți care au apărut, care au surprins prin ciudățenia lor de exprimare, total în dezacord cu ceea ce era până acum ideea de poezie. Cred că primul care a venit, cred că a fost Tonegaru. Și Tonegarul cred că l-a adus el pe Crama și pe Mircea Popovici. După aceea au venit toți. Cum am spus, s-a creat un fel de desant de poeți la revista Calende. Sigur că lucrurile erau destul de complicate încă înainte de 44. În 1943 era cenzură. Poeziile de război ale lui Tonel nu au putut apărea pentru că erau poezii antirăzboinice. Era o atmosferă de cenzură și de suspiciune, dar nu cum a fost după 23 august. Era război. Subsemnatul Tonegaru Constantin, necăsătorit, născut la 13 februarie 1919 în Galați, județul Covurlui, cu situația militară clasat, apt pentru muncă de folos obștesc, sunt de profesie scriitor. Părinții mei sunt despărțiți prin divorț. Tatăl meu se numește Constantin Tonegaru. Este avocat pensionar și s-a ocupat îndeosebi cu problema de drept maritim. Mama se numește Florica Zorilă. Este casnică și nu posedăm niciun fel de avere în afara lucrurilor din casa unde suntem chiriași. Era ca și taică-său o fire fantastă, dar spre deosebire de taică-său, o fire fantastă aeriană mai degrabă, înclinată către farse câteodată. Țin minte că mergeam pe stradă și cum era înalt, era câte o casă cu fereastră joasă, a băgat capul pe un geam. Și din cameră a scos și cineva capul. Și așa, o cap în cap, Tonegaru s-a uitat la el și a spus: „Da, tâmpită mutrai, domnule.” Și a trecut mai departe. Avea asemenea mici... Dar erau ironii la urma urmii. Când a apărut la cenaclu Rovinescu, a povestit călătoria lui în Madagascar, care era evident imaginară. Și adusese și un craniu din ăla făcut mic sau ceva de felul ăsta din colecția lui taică-său. La el evadarea, lirica evazionistă era o realitate. El spunea că dacă pui un picior în mare și încă un picior în mare, ai impresia că poți să te duci până la nesfârșit și că ai să ieși din infernul ăsta. A fost un ca și taică-său un poet al mării, al fluenței mării, al acestui element care nu are statornicie. Nu am suferit niciun fel de condamnare. Sunt absolvent de gimnaziu, nu am militat în niciun fel de organizație politică și nu am fost legitimat ca membru de nici o astfel de grupare. În anul 1945 mi s-a decernat pentru volumul cu versul Plantații, premiul scriitorilor tineri, de către fosta Fundație Regală. Fiind consilier la minister, tata a putut să-i facă rost de o sinecură lui Tonegaru, care nu avea realmente din ce să trăiască. O sinecură era dactilograf, nu știu ce Dumnezeu făcea, dar în sfârșit avea un venit fix. Ceilalți erau mai ciudați. De exemplu, Crama. Crama era ofițer, cred că era splocotenent. Mircea Popovici de asemenea. Chivu nu l-am în amintire. Dimitrie Stelaru iarăși nu. Doinaș, da. S-adunau, se potriveau, veneau și se lipeau de ceea ce, de cel pe care l-au numit întotdeauna profesorul, tatăl meu. Între anii 1941-1944 nu am avut nicio activitate politică. Am fost funcționar diurnist la Oficiul Educației Tineretului din fostul Minister al Educației Naționale. Acest post l-am ocupat prin recomandația lui Vladimir Străinu,
pe care îl cunosc din raporturi literare. A făcut să apară o revistă literară, Calende, al cărui secretar de redacție am fost. Vladimir Străinu înființase o revistă care urma să ducă un șir, să-i ducă de la început până la sfârșit. Eu am văzut toate numerele, îi promova pe fiecare, pe acest grup și nu numai, și prozatori erau. Și semnăturile din revistă erau extraordinare, care ar fi urmat decenii la rând. Ei bine, li s-a pus pumnul în gură și a intrat pe rol începutul literaturii, așa zis, proletcultiste, în care trebuia să glorifici în primul rând pe Stalin și după aceea comunismul din România. Oricum, părerea mea este că Constant Onegaru nu ar fi avut niciun fel de sorți de izbândă, pentru că era un recalcitrant cu adevărat. E adevărat că înainte de arestare a avut momente foarte grele. La un moment dat se dădeau ajutoare poeților de către Ministerul Culturii, era ministru Mihai Ralea. Și s-a dus și Tonegaru cu o cerere de ajutor pentru o operație de apendicit. Asta era formula tip. Ralea era cu stiloul deschis, ce da, ce sigur, și pe omul tâns era, ce dar dumneata din ce formație faci parte? Tonegaru i-a spus, din formația foamei, domnule ministru, am onoarea să vă salut, și a ieșit din încăpere. Era cel care corecta revista înainte de apariție. Și ultimul număr a fost din august, l-am în șpalt aici, n-a mai căpătat dreptul de a fi publicat, a fost interzis și ei au rămas în continuare împreună. Împreună se întâlneau, veneau la tata. Probabil că după 44-45, când a început acea perioadă în care simțeai că se întâmplă ceva, că începe să se strângă lucrurile, să devină apăsătoare, probabil că acești oameni, inițial acești copii, erau niște copii tineri ăștia poeți, Chimet Tonegaru și despărțitul Pavel Chihai. Și s-a creat probabil această nevoie de a opune rezistența. Ideea scoasă din cărțile de dogme și aplicată pe viu la realitatea vieții noastre scriitoricești își taie cu o nespus de multă plăcere craca de pe care cântă în chip de pasăre sinistră. E formula artei sociale, avortată cu multă caznă pe țărmurile Dâmboviței din capetele celor ce pot spera în ivirea unui trubador lipsit de chitară. Amăgirea le este zadarnică, fiindcă viața mulțimii, concepută într-o disciplină mecanică, își are un singur cântec cu patent prevetat, un cor ce se îndeamnă la silnicia de vâslași la galeră. A colaborat la ziarul Dreptatea și cred că asta a fost unul din capetele de acuzație. Ziarul Dreptatea apărea oarecum ca un ziar pistol. Carandino n-avea colaboratori. Când a fost să se numească un director al ziarului, s-a propus Zaharia Stancu. Și Maniu l-a preferat pe Carandino. Dacă l-ar fi preferat pe Stancu, Stancu ar fi intrat la pușcărie, Stancu ar fi ajuns martir. Ce lucruri ciudate se pot întâmpla în viață. Într-un fel l-a salvat. E doar începutul. E o literatură tânără. Să vedeți ce va fi mai târziu, va fi ceva nemaipomenit. Se obiectează tuturor observațiilor pe care să le poți face. Nu-ți trebuie cine știe ce stadiu de astronomie. Ca și cum s-ar construi o clădire imensă, o școală cu 700 de etaje, unde în zidul fiecărui etaj își află mormântul câte o generație de lucrători. Iar la urmă, generația 701 va primi lumina în încăperile transformate într-un veritabil cavou. Dar literatura nu poate fi literatură atât timp cât e constrânsă la normative, fie ele critice și nici de cum politice, cât timp libertatea de a zbura este privată gândirii și cât timp este conceput individul unealtă, altcum decât individul om.
La un moment dat, Baniu i-a spus lui Carandino că ziarul nu prea are nume. Și atunci Carandino a apelat la tata și la străinul, care au publicat, și la Tonegaru a publicat împreună cu ei. Și au putut să publice până în 47, în Dreptatea și în Revista Fundațiilor Legale. Anul 47 a fost anul decapitării totale, pentru că s-a suspendat și Dreptatea și Revista Fundațiilor Legale și, de exemplu, tata a fost dat afară din Învățământ, a fost dat afară din Uniunea Scriitorilor. Fiindcă volumul meu cu versuri Plantații fusese violent atacat în presă pentru orientarea lui estetică, am răspuns prin ziarul Dreptatea, fără să fiu înregistrat pe statele de plată ale gazetei, colaborarea mea fiind mai mult sporadică. De altfel, cu câtva timp înainte ca ziarul să-și înceteze apariția, n-am mai publicat. La Dreptate am scris datorită cunoștinței pe care o aveam cu redactorii, relații obișnuite între gazetari, scriitori, etc. Prin 47-48 avea gata pregătit Steaua Venerei, din care a publicat o parte din poezii în caietele fundațiilor. O ducea foarte greu, nu terminase liceul, era în conflict permanent cu taică său, se mutase la familia Fratoștițeanu. Doamna Fratoștițeanu, el era inginer, macedonean de origine, ea era foarte credincioasă, catolică. Și veneau în casă la Fratoștițeni diversi preoți catolici. În 45, Vladimir Străinu cu Constant Onegaru, cu Pavel Chihaia, cu Iordan Chimet au întemeiat o societate, Mihai Eminescu, de ajutorare a intelectualilor în suferință. Această organizație, care a dăinuit între anii 1946-48, opunându-se sovietizării României, a fost alcătuită din Vladimir Străinu, Șerban Cioculescu, Constant Onegaru, Iordan Chimet, Teohar Mihartaș, Dinu Pilat, Gheorghe și Lucia Fratoștițeanu și subsemnatul. De asemenea, Maria Libaral, secretar al Nunțiaturii Catolice din București, traducător al lui Eminescu în franțuzește, care a sugerat de altfel ca asociația să poarte numele poetului. Tata nu mi-a spus absolut nimic. A venit Chimet în 95 și mi-a spus de treaba asta. Și am spus, mă, băiatul, eu nu știu, tata nu mi-a spus nimic, eu n-am auzit nimic de treaba asta. Zic, dar pot să-ți spun ce s-a întâmplat la un moment dat cu Tonegaru, care a venit și mi-a spus, Usi, eu vreau să stau puțin de vorbă cu tine. Domn profesor este foarte bolnav. Eu am posibilitate să vă ajut cu medicamente, mâncare, îmbrăcăminte. Vii cu mine până la locul unde există aceste lucruri și am spus, băi, ce se poate, nici nu se pune problema. Ce da, fii atentă, așa, o să mergem pe jos, e la facultatea de medicină, am să te rog să mergi 2-3 pași în urma mea, să nu mergem împreună, să nu fim văzuți împreună. Și așa am făcut. Vă dați seama că era foarte ușor de urmărit Tonegaru, pentru că era de o înălțime impresionantă și înmulțimea aia de oameni care, prin care străbăteam noi drumul, înălțimea lui era ca un periscop. Și acolo, în gardul de cărămidă care înconjura incinta facultății, era o spărtură prin care am intrat, prin bălărie am înaintat și am ajuns la o ușă care dădea la niște trepte ce coborau foarte în adânc, într-un subsol. Destul de mare, întunecat și rece. Și acolo erau, cum să vă spun așa, munți de îmbrăcăminte, munți de conserve, munți de pungi dintr-astea care pe mine m-au uluit. Atunci mi-a dat și o sacoșă și a spus, bagă aici cât poți să duci și hai să mai vii și altă dată să iei. Lapte, praf, cacao, ciocolată, biscuiți, niște conserve, nu mai țin minte. A fost o sacoșă destul de plină, care am plecat, am venit acasă. Și mama m-a întrebat, ce e cu sacoșa? Spune, da, habar n-am, mamă, mi-a dat-o tunel. Nu s-a făcut niciun fel de comentariu. Tatăl meu era mult prea bolnav, n-avea niciun fel de... Nici nu cred că era de față când am spus lucrul ăsta.
Ne-am propus să inițiem o acțiune de rezistență morală față de activitatea de comunizare forțată a țării și totodată să găsim mijloacele de ajutor al intelectualității supuse persecuțiilor, familiilor celor care se aflau în închisori. Apelul asociației a ajuns prin Părintele Baral la forurile internaționale din USA, Franța și Belgia, care s-au implicat cu generozitate în acțiunea noastră. Ne-au venit ajutoare, alimente, medicamente, haine de iarnă, depozitate la legația belgiană de pe Bulevardul Dacia, apoi la Facultatea de Medicină, decanul facultății Grigore T. Popa, fiind solidar cu acțiunea noastră. Le transportam cu taxiuri și cu mașini particulare, schimbate succesiv pentru a nu fi identificate. E, acolo, într-o cameră din subsolurile Facultății de Medicină, într-o hală mare, s-au depozitat aceste ajutoare care au început să fie împărțite. Mi-a revenit și mie, de pildă, o pereche de pantofi de lac negri, argentinien, pe talpa cărora scria El calzo che mascamina. Erau pantofi luați probabil într-un depozit puțin mucegăiți. Și am mai dat și unor prieteni ai mei. Tonegaru a găsit un costum pe măsura lui, care au fost hainele lui cele bune, cu care a fost și înmormântat. Era singurul lui costum bun. S-a întâmplat această nenorocire că în timp ce împărțea aceste lucruri, în vizită la Constanța a venit Teohar Mihadaș de la Timișoara, care era și el poet, și la întoarcere Tonel i-a încredințat niște medicamente care să ajungă la luptătorii din munți. Constant Tonegaru i-a predat pachetul lui Mihadaș. Mihadaș a fost arestat în momentul în care a ajuns la Bistrița. Între timp, Tonegaru a fost dus la securitate, torturat, bătut, anchetat. Acasă, unde locuia, i s-a înscenat o percheziție. De fapt, i-au distrus toate ce avea el, bruma de bunuri personale. După care a fost, s-a trezit, dus la Bistrița și acolo închis. Pe Tonegaru îl chemau în fiecare zi sus, la discuții. Se amuzau cu felul lui de-a fi. Îl rugau să le povestească ba una, ba alta. Printre alte întâmplări haslii, Tonegaru le istorisise și împrejurarea în care el a fost ridicat de acasă de către băieții din București. Unul se oprește deodată, iluminat, cu privirea asupra hârtiilor de pe masa mea de scris. Pe una din ele scria, cu litere mari, ușor lizibile, Pistolul lui Werther. De fapt, era titlul unei poezii ce urma să fie scrisă, despre soarta eroului romantic, văzut de mine cam malagambistic, într-o optică suprarealistă. Unde-i, mă, pistolul, tu scrucea mătii? Se răstește unul la mine cu avânt. Care pistol? N-am niciun pistol, răspund eu, așa lipit de perete cum eram. Nu face pe nebun ochelaristule, zice el, și-mi caftește câteva după ceaf. După ce m-au tăbăcit bine, m-au dus la interne și m-au înfățișat unui colonel, un evreu, citit și emancipat, care a râs, dar nu în hohote, cu decență, despre confuzia respectivă. Auzeai mereu că a mai fost arestat cineva? Când au venit la Cuclin să-l aresteze, i-au spus, armele, dați-mi armele! Și el a întins stiloul, ce acesta este arma mea. Altă armă n-avea. Florica Tonegaru, mama poetului, credea că dacă în acea seară, când a venit securitatea, nu l-ar fi găsit acasă, pe urmă securitatea n-ar mai fi revenit. Era o glumă, l-ar fi arestat oricum. În închisoare nu a avut încotro, sub tortură a recunoscut că el a dat pachetul cu alimente și medicamente lui Teohar Mihadaș. Așa a intrat Constant Tonegaru în această poveste. Prin luna mai 1948, aflând că legația belgiană din București distribuie printr-un birou de Cruce Roșie alimente gratuit, m-am dus la legație,
unde aveam o cunoștință mai veche din familie, și anume pe doamna Dubois, soția ministrului Belgiei, pentru a fi recomandat la biroul de Cruce Roșie, și ea mi-a spus că nu e nevoie de recomandații, fiindcă se dă la orice cetățean care solicită. În toamnă, prin septembrie, am primit un pachet cu alimente, iar prin octombrie 1948, ducându-mă din nou pentru a ridica din nou alimente, mi s-a spus că depozitul este lichidat și am primit niște pansamente și medicamente, atrăgându-mi atenția a nu le comercializa, ci a le întrebuința în scopuri personale. Totodată mai declar că medicamentele primite și pansamentele, în urma discuțiilor avute cu profesorul Mihadaș din Bistrița, care mi-a spus că are legături cu o organizație subversivă și în care voiam să intru și eu, am dat aceste medicamente pentru a le da organizației subversive. Există în volumul 1 al dosarului, am să citesc pentru că este un citat, un document din 14 iulie 1949. Deci, organizația Garda Albă la București a avut legătură cu numitul Tonegaru Constantin prin profesorul Mihadaș Teohari. El urma să vină la Rebrișoara pentru a se convinge de existența acestei organizații, după care aceasta urma să ia legătura cu o legație imperialistă. Și mai departe. Tonegaru Constantin a avut activitate prin aceea că a trimis acel stoc de medicamente pe care l-a procurat prin soția consulului, doamna Dubois. Tonegaru Constantin urma să procure multiplicatoarele de la unul din magazinele din București. Raportăm că, în ziua de 12 februarie anul curent, ora 1, noaptea, am pus în mișcare trupele operative pentru apropierea obiectivelor din regiunea Rebrișoara. Stop! S-a început operațiunea cu un efectiv de 126 trupă de la Batalionul de Securitate Florești plus 30 oameni ai securității din DRSP AF3 Cluj și servicii. Stop! S-au format 30 echipe, la care am atașat câte un ofițer sau subofițer de securitate plus câte o călăuză. Stop! S-au luat toate măsurile de precauțiune, fiind informați că cei vizați sunt înarmați. Stop! Operațiunea a decurs în bune condiții, fără niciun incident, iar rezultatul este arestarea unui număr de 22 persoane implicate în organizație. Stop! Toți cei arestați sunt numai localnici. Rebrișoara, Parva, Rebra și Ghersea. Stop! Fugar politici nu am găsit niciunul, întrucât s-au deplasat în alte regiuni deocamdată necunoscute. Stop! Cu această ocazie s-a găsit următorul armament. Un pistol automat în condiții de funcționare, două arme militare în condiții de funcționare și ceva muniții. Stop! Ca urmare, Constant Tonegaru este reținut la oaltă cu grupul care deja ajunsese la 75 de așa zis complici. Inițial erau 25, pe urmă au fost 66 și au ajuns 75. Eu zic că în urma acestor manifeste s-a adunat lumea în această grupare. Aceste manifeste multiplicate afirmau rolul rezistenților și ceea ce însemnau ei, de fapt, în totală opoziție cu cele ce se spuneau. Am să vă citesc, scos din dosar, un manifest de acest fel. Și el este așa. Aveți puțină răbdare. Neagra robie în care ne-a adus bestia comunistă se apropie de sfârșit. Ceasul eliberării noastre naționale e aproape. Peste 2 miliarde de oameni așteaptă numai ceasul pentru a distruge fără urmă bestia comunistă de la Moscova și slugile sale de la București. Comunismul este condamnat la moarte sigură. Lupta reacțiunii se manifestă atât pe tărâm economic, prin sabotări în industrie și agricultură, cât și pe plan politico-social, prin diferite organizații subversive care caută să submineze și să răstoarne prin violență regimul de democrație populară din țara noastră. Una din aceste organizații este și așa numita organizație subversivă Liga Național Creștină sau Garda Albă, în care s-au încadrat inculpații din cauza de față organizației din comunele județului Năsăud. Astfel, în vara anului 1948, acuzatul Bodiu Leonid a fost condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul Militar București pentru înaltă trădare și dezertare. Fost locotenent activ, împreună cu acuzatul Burdețioan Cârciumar, fost manist, ambii dispăruți, au pus bazele organizației subversive de tip fascist paramilitar Liga Națională Creștină în comunele Rebrișoara, Rebra,
Lușca și Parva, din județul Năsăud, numind în fiecare comună câte un vicepreședinte și un secretar care aveau misiunea de a recruta membrii pentru organizație, de a face propagandă în mase contra regimului prin zvonuri și manifeste cu caracter subversiv. Constant Onegaru a fost cercetat și în iulie 1949, când se face vinovat, citez, de uneltire contra ordinii sociale și securității poporului. În fișa personală emisă de Securitatea Poporului Bistrița, Constant Onegaru se face vinovat și de complicitate în organizația subversivă Liga Națională Creștină. Subsemnata Florica Azorila, mama domnului Tonegaru Constantin, domiciliată în București, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, 13A, declar: fiul meu, Tonegaru Constantin, a locuit cu mine, însă pe ziua de 29 martie 1949 a fost ridicat de acasă de organele securității și de atunci nu mai știu de el. Declar și semnez propriu, Florica Azorila. Eu vreau să subliniez acest lucru. Și este uluitor că el a rezistat la tortură și tortură înseamnă tortură de ev mediu. Dacă știe cineva cum erau, individul ajungea în stare de inconștiență. Singurul lucru pe care l-a spus, a spus că el i-a dat lui Teohar Mihadaș pachetul cu medicamente. Iordan Chimet mi-a spus, nu știu cum a rezistat, că nu ne-a dat numele nici mie, nici a lui Chihaia, nu a spus de părintele Baral, nu a spus de Vladimir Străinu, nu a scos un cuvânt. Dar nu știu ziua când, chiar când am mers, nu știu data, 29 mă tem că a fost iulie, ori iunie, pe vremea șireșelor. Am mers cu sora mea șireșă. Pe loc la noi am avut șireș, dar pădureț. Direcția Regională a Securității Poporului Cluj către Direcțiunea Generală a Securității Poporului București. În ziua de 8.07.1949, orele 7 dimineața, Bodiu Leonida, Burdeț Ioan și Toader Dumitru, fiind duși la locul numit Dealul Crucii, situat între comunele Nepos și Rebra, pentru identificarea unui depozit de armament ce a rezultat din declarațiile lui Bodiu Leonida, cei trei reținuți fiind escortați de organele noastre, au încercat să fugă și au atacat pe cei ce îi însoțeau. Și am auzit că pușcă, dar n-am știut, am crezut că-s vânători. N-am ieșit pe acolo, nu i-am văzut, dar am auzit pușcând și când au fost în șaia zi, am mers că am avut casă mai la deal. Iar aceștia, făcând uz de armă, au împușcat mortal pe Bodiu Leonida, Burdeț Ioan și Toader Dumitru. La locul indicat, că ar fi depozit de armament, s-au găsit 6 arme ZB și 4 grenade. Semnat, locotenent colonel de securitate G. Puteanu, locotenent de securitate Stănescu Aurel. Am mers acolo și am văzut tot în sânge, într-o groapă de ofoplot, și unii au pușcat, au fost cicați în apa aceea. Tot un sânge era acolo și tăvălită iarba. Și, atâta știu eu, alții și alea nu mai știu. Câți ani aveți? Eu 20. Da. Și ați povestit cuiva atunci? Păi nu m-a întrebat nimeni atunci să povestesc. N-am povestit la nimeni, numai s-au auzit în sat că au pușcat trei oameni. Procesul începuse prin pomenirea celor trei împușcați. Bodiu Leonida, Burdeț Ion, Toader Dumitru. A strigat aprodu înspre culoarul de afară, scoțând capul pe ușă ca și cum cei trei s-ar fi aflat acolo. Absenți, răspundea aprodul către plen. Dispăruți, reia procurorul către președinte, ridicându-se abia de pe scaun. Procedura completă, încheie uvertura sinistră președintele. M-a trecut un fior de moarte, ca un glonț în inimă, ca trei gloanțe la rând.
De-abia acum m-am convins că fuseseră lichidați fără judecată și acest gând mă speria, mă îngrozea și mă indigna totodată. În hârtiile oficiale, Leonida Bodiu, Toader Dumitru și Ioan Burdeț figurau drept morți de tuberculoză în penitenciarul Aiud în anul 1958, în aceeași zi și la aceeași oră, unde și-ar fi ispășit o pedeapsă de 25 de ani de temniță grea. Într-adevăr, după ce au fost uciși, au fost condamnați în contumacie într-un simulacru de proces. Așa că atât procuratura cât și poliția au refuzat în aprilie 2009 să urce pe dealul Crucii. Au făcut-o abia după ce am amenințat că vom duce osemintele la Aiud să le înmormântăm acolo unde oficial continua să se susțină că au fost îngropați. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Azi, 10 august 1950, ora 9 dimineața. Noi, Nicolae Ștefănescu, portărel principal la Tribunalul Ilfov, domiciliat în București, Calea Rahovei, numărul 72. În executarea adresei numărul 1833, pe 950, a parchetului militar Cluj, a sentinței numărul 1585, pe 949, a Tribunalului Militar Cluj, prin care condamnă pe Tonegaru Constantin din București, Bulevardul Cuza, numărul 13 bis, la 2 ani închisoare corecțională, 3 ani interdicție corecțională, 3.000 lei amendă corecțională și confiscarea averii și 3.000 lei cheltuieli judecată statului. Ne-am transportat la zisa adresă unde am găsit pe mama condamnatului, doamna Maria Floarea Zorilă, fostă Tonegaru, care ne declară că domnia sa locuiește aici cu chirie, imobilul fost al lui Etilde Aronovici ați naționalizat și ne prezintă contractul de închiriere vizat la numărul 44957 pe 949, ocupă 2 camere cu bucătărie, fiul său necăsătorit a locuit la domnia sa și nu are niciun fel de avere mobilă sau imobilă, nici aici, nici nicăieri. În apartament sunt numai mobile modeste, compus din 2 paturi, un șifonier deteriorat, masă cu 2 scaune, o măsuță și 5 tablouri, o masă mică, un scaun, un bufet, 2 scaune de bucătărie care declară că sunt ale sale, pentru care am dresat acest proces verbal în 3 exemplare, 2 pentru dosar și unul s-a lăsat doamnei Maria Floarea Zorilă, fostă Tonegaru. Trebuie să spun că mama poetului, care trăia într-o condiție foarte modestă, se angajase spălătoare de scări la un hotel ca să-i poată trimite la un hotel de pe Grivița ca să-i poată trimite pachete cu alimente. Acum, la 1,98 m cât avea el, era și foarte slab. În închisoare, între oameni foarte slabi, a făcut senzație, atât putea să fie de slabi. Aproape că părea că nu are umăr. Sunt amintiri ale unor tovarăși de suferință care spuneau că în viața lui nu văzuseră un om pe care numai îmbrăcămintea îl ținea să pară că este un corp. Mâna mea încleștată pe lopată, nu știu dacă te va mângâia vreodată. Poate prin ochii tăi de căprioară, umbra mea trece prin ei pentru ultima oară. Acum visez 7 vaci pline și 7 vaci slabe. Și în somn mă urmăresc aceleași silabe. E bine. Prin amorțirea destulă mai așteaptă ploaia ușoară a cugetului meu, cum picură afară și prin scândurile din celulă, cum curge sângele meu,
el păstrându-și furtuna, liniștit, se neacă în sine. Dar mâine, cu ramuri de lumină, va trece prin ușe, schimbând zăvoarele în cenușe. Atunci, pe negrele zăpezi, unde steaua singurătății evoluează, ai să vezi numele meu semnat de o rază. Bate vântul dinspre imperiul roșu de crimă, lanțul înghețat nu mai face o salbă. Gândesc că mama e ca mesteacănul, albă, și pe gratii fâlfâie noapte intimă. El totuși a avut foarte mari probleme de sănătate, printre care și miocardita, care s-a agravat în închisoare și, dacă nu cumva, a apărut chiar sub semnele acestor torturi de neimaginat. Dar, ca să revin, el trebuie să fie eliberat în 1951, așa era, și în momentul exact când iese din închisoare, intră pe mâna securității care, în calitate de reținut, reținut înseamnă arestat preventiv. Deci, dintr-o închisoare într-alta, este dus în lagăr pentru un an de zile, unde rămâne 6 luni. Era, cred că, în toamna, iarna anului 1951, când am primit un telefon de la tata și mi-a spus ușor, Tonegaru a ieșit. Asta era formula. Tonegaru a ieșit. Vine la voi. Când a venit Tonegaru și le-am deschis ușa și l-am văzut, m-am speriat. Pentru că era de 2 ori mai înalt, pentru că era de 10 ori mai slab. Impresionant. Și el a venit însoțit de o tânără foarte frumoasă, frumoasă prin tinerețe, frumoasă prin sănătatea care o respira, pe care a prezentat-o a fi logodnica lui. Țin minte că a venit la cenaclu, la cenacul lui Barbu, cu domnița Ariela, care era foarte frumoasă, și arătau ca o pereche foarte bine rostuită. Mă uitam la ei așa și am avut și un moment așa de jale și m-am zis, zic, într-o zi am să fiu și eu fericit, am să am o prietenă și fără să-mi dau seama ceea ce are să urmeze. Și la un moment dat ne-a povestit cum a fost bătut în închisoare. Era legat de mâini și de picioare, se aruncau niște găleți de apă rece peste el și după aceea, cu niște bâte, era lovit. Și cum a spus el, mai ales la țurloaie. Și m-au bătut atât de tare și de mult încât s-au desprins niște așchi din piciorul care probabil că se rupsese atâta bătaie. Zice, și ele circulă acum prin mine în voie. Zice, și într-o bună zi o să se oprească acolo unde nu trebuie și gata. Acum că nu mă gândesc înapoi și privesc înapoi și îmi reamintesc lucrurile astea, spun, Doamne Dumnezeule, ce lucruri cumplite s-au putut petrece. Trebuie să recunosc că a existat un consens general pe care îl ignoră doar cei care nu au trăit în epoca comunistă. A fost un infern unde se aflau alături cei slabi de cei puternici, dar demonul superior exista pentru toți. Și unii sclavi își spuneau, poate fi condamnat, desconsiderat cineva care se teme de persecuții, de mizerie, care își dorește o altă existență decât a celorlalți, a majorității? Și renunțau la sclavia celor mulți, a turmei, pentru o sclavie de nivel superior. Dar alți sclavi replicau la rândul lor. Nu putem uita pe cei închiși, pe cei asasinați care s-au sacrificat pentru libertate, pentru valorile trecutului, pentru demnitatea urmașilor noștri. Și rămâneau mai departe sclavi fără privilegii. Suntem din neamul nimănui. Nesătui, noi, valahii de la Dunărea de Jos, fără măduvănos. Fârtații noștri s-au copt în fune și din propriul alcov, pe bărbia țepoasă, au scos unii limba mov.
legătura lui cu acea frumoasă fată s-a rupt pentru că părinții fetii nu vreau să mărite cu un om ieșit din pușcărie care n-avea nici buletin de populație. Buletinul de populație a venit în dimineața morții. O existență tragică. Știu că eram, că aveam acolo camera și dimineața vine tata și îmi spune s-a întâmplat rău lui Tonel. Ceva rău, zic, a fost din nou arestat, nu zic, ce s-a prăpădit. A avut un atac de cord în timpul nopții, care a fost fatal. Îmi spunea maică-sa că l-a auzit suspinând puternic și a crezut că de amărăciune, dar pe urmă acest suspin s-a transformat în horcăituri. A venit doctorul, n-a putut să facă nimic până dimineață, nu și-a revenit. O tromboză, un cheac pulmonar. Deci, de fapt, Tonegaru a fost ucis în închisoare. Asta este adevărul. Că a mai trăit 3 luni de zile după ce a ieșit din închisoare? El a murit acolo, în închisoare. Acolo a fost ucis. Ucis. Pădurea sună de morți și de vii ce se retrag. Bate cu genunchi de lemn în lemnul altor porți, la castelele de fag, unde călcâiele cu cenușă prin ferestre se consultă cu cătușe. Rămăseseră 3-4 manuscrise cu Steaua Venerii, unul era la mine. Prin 68 am putut să le public în acea primăvară, să-i zic, care a avut loc până prin 71, între 65 și 71. Volumul a fost bine primit. S-a întâmplat chiar că tata a putut să-i facă o pensie de la Uniunea Scriitorilor mamei lui Tonel, o pensie de 2000 de lei pe lună, ceea ce în momentul ăla părea enorm. Ce aș putea să mai spun? Nu cred că fac o platitudine dacă am să spun că am ținut foarte mult la el. Moartea lui a fost pentru mine ca o catastrofă. Un fel de moarte a tinereților, de moarte a avânturilor, a gratuității mai cu seamă. Pentru că a fost un om fără materialitate. Un gol gotic de catedrală simt în burtă, unde ochiul ștreangului vede viața scurtă, păros, cu sprâncene, cu gene. Fără lene, de pe craca lungă, coboară să ajungă în lichid, să mai scoată din lichid o bucată, viața toată.